Astăzi ne uităm la noul film Siren Head vs. Cartoon Cat. Băieți și fete, de când nu am mai reacționat la un film horror atât de bun? Băieții de la Secret Force Studio, care au făcut Siren Head filmul, au revenit cu un nou film, Siren Head vs. Cartoon Cat, care are aproape 17 minute și urmează să reacționăm la el. Acum, boys, într-un fel ne reprezintă. Ideea filmului este următoarea: Siren Head se aliază cu mai mulți dăștia, cu mai multe creaturi d-astea, cu loncors, cu foarte, foarte mulți, să se bată cu Cartoon Cat, pentru că în cazul în care nu știați, Cartoon Cat ăsta e mult mai șmecher decât Siren Head și toți ăștia. Înainte să începem, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal și eu zic să-i dăm drumul la reacție. Și acum ne prezintă într-un fel povestea, ne spune că de mii de ani Cartoon Cat ăla efectiv domină aici în Ashmore, așa se numește orașul unde se bată ăștia, și după cum vedeți, toate creaturile astea se aliază și ca să se bată cu el, bă, să-l doboare pe Cartoon Cat ăsta, că e prea șmecher. Uitați-vă la el, uitați-vă, ăsta e Siren Head. Asta e altă creatură, nu știu voi, să uitați-vă cât de șmecher arată. Gardienii se numesc, ok. Trei de-ei. Uite, ăștia trei, boys, stai atenți, ăștia trei, Siren Head și aia doi de azi, ăsta din aur, s-au aliat să-l bată pe Cartoon Cat. Deci Siren Head ăsta și ăsta, habar n-am ce ăsta, dar arată super creepy. Și nu contează la ce mai așteaptă. Mamă, uite și ăștia. Efectiv, toată lumea vrea să se bată cu Cartoon Cat, gen. Aici înainte, mamă, ce s-a astea, uitați-vă, oameni morți, bro. Uitați-l pe Cartoon Cat. Și că cine îndrăznește să vină pe tărâmurile mele și să mă deranjeze. Uai, ai, ai. Siren Head, te deranjează, omul meu. Te văd. Mamă, cine și ăsta? Mamă, nu te lua de el, nu. Nu-i bine, boys. Și că gardien fără valoare. Deci ăștia toți sunt gardieni, boys, în afară de Siren Head. Și sunt conduși de un lider, adică de Siren Head. Ați venit aici să muriți? Nu. A venit aici ca să distrugem existența mizerabilă. Voi, cine credeți că o să câștige? Vreau neapărat să ziceți. Băi, eu pariez pe Siren Head. Și ce zic? Ei, frățiorul meu, eu îl țin acolo. Și ce zic? Ma. Nu cred că... Uitați-vă la ăștia. Bă, ăștia par cam periculoși. Eu cred că o să câștige Siren Head. Și ce zic? Mamă, ce se întâmplă? Uitați-vă la Cartoon Cat. Hai. Ok, atunci. Hai să vedem ce o să faci. Prima dată. Trebuie să mă prindeți. Ha, mă prindeți, ce așa greu, știi ce zic? Mamă, ce mamă, fiți atenți, boys, care și Cartoon Cat oamenii lui. Calmați-vă. Bă, ce-i asta? Bro, vă vedeți cât de mare e? Bă. Sau? Asta se alează tot cu ăștia, sau? Sunt curios, bun. Mamă, boys, doamne. Doamne, ajută. Ok, mamă, ce creatură are Cartoon Cat. Hai să vedem ce o să faci, frățiori. Eu zic să... Voi doi duceți-vă după el. Deci aia doi se duc după el și ăsta se bate cu ăsta. Bun, deci ăsta se bate cu ăsta și aia se duc după Cartoon Cat. Mamă, băteți-vă. Hai, mă, dați-o. Hai, deci, mă, uite-se cum merg ăștia. Hai, mă, hai, bă. Aha, fugi, șmechere, numai ăștia așa șmechere de la un timp. Dă-i acolo, bro. El fuge, dar... Hai, mă, prinde-l, mă, Siren Head, mai repede. Prindeți-l, mă, acum. Acum l-ați prins, hai. Hai, mă, prindeți-l, bă, uite-vă cum fuge. Prindeți-l, mă, odată. Hai, mă. Mamă, ce-i ăsta? Asta e un om, mamă, uite-ți-vă câți oameni morți. Bă, prindeți-l, deși nu poate să-l prindă, pe bune. Ma, nu mai are pe unde să se ducă. Și-au venit ăștia la un colțit, boys. Uitați-vă la un colțit. Se pare că m-ați încolțit. Și nu mai am unde să fug. La fel poate să fie spus și despre voi. Mamă, de ce? Lăsați-mă să vă arăt ce înseamnă să ai putere. Mamă, boys! Se transformă ăsta, uitați-vă la el. Bă.
Bă! Bă! Fra... Bă, ce-i asta? O să vă regretați existența. Mamă, s-a făcut mai mare ca ei, boys, de două ori, pentru că e și mai lat așa. Da, idee proastă, idee proastă. Da, eu tot cu Sirenhead o țin, boys. Nu știu, scrieți-vă la comentarii ce pariu aveți, dar eu țin cu Sirenhead. Mamă, asta, ce credeți, boys? Mamă, dar ce abilități are asta? Gata, mă, doi la pământ, bravo, frate meu. Uitați-vă ce a făcut ăsta, bravo, mă, l-a omorât. Aoleu, uite-ți-vă el, bă, dar ăsta e șmecher, nu știu cine e, un gardian. Dar băiatul e tare, uite-ți-vă ce monstru, bro. Hai, ă. Nu mai fi supărat, frățiorul. Să vedem ce-ți facă. Mă! Ăsta-i Cartoon Dog! Și ce ești tu? Deci nu cred că ăla, boys, nu cred că vine toată familia Cartoon Dog. Bă, deci nu... Bă, mamă, o să iasă toți, efectiv. Ăsta-i Cartoon Dog! Mamă, cât-ți ești, frate meu! Ai, 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 nu mai ai nicio șansă, pe bune zic. Pe bune zic. Mamă, și vreau să câștige Sirenhead, vă zic. Mamă, uitați-vă cât ies. Sunt 5, 5 versus 1. Nu prea are șanse omul meu. Dar hai că o dă cu el, ce zic. Ce urâți sunt ăștia, bro, pe bune. Amelia avea dreptate. Nu mai știu cine e Amelia. Nu știu cine e Amelia, boys. A fost o capcană. Uai, cât ies care e 5, boys, că 15. Și m-am băgat fix în capcană. Mamă, și acum intră ăștia pe el. Bă... Ba nu? Ba nu? Oare câștigă? Ce ziceți, boys? Hai! Acum e lupta, hai! Dă-i acolo, frate meu, hai, că ești vai de tine. Bate-te, mă, cu el. Fuuu, stați că și ăștia-s buni. Hai, Sirenhead, arată-le cine-i șmecherul. Mamă, bă, ho! Dă-i! Dă-i, nice! Bravo ție! Uite ce țipă, bă, dă-i. Dă-i, frate meu, hai, Sirenhead. Ok. Dă-i, 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 dă-i. L-am împins așa. Bă, momentan nu sunt... Nu sunt diferențe, am modelat atât la... Ai, că nu sunt. Mamă, ce-i dă ăsta? Boi, ăsta, Cartoon Cat e cam depășit de situație, știți ce zic, adică nu ca vreau eu să piardă, dar e cam depășit. Ma. Ma. Mamă, stați că nu e așa de depășit. Bă. Mamă, ce se facă lui asta? Dar nu știu ce e asta, asta e iar un gardian, dar nu știu, n-am auzit în viață, medel. Dă, mă. Uai ce-i dă, uai ce-i a dat la al meu. Hai, mă, Sirenhead, ești tu versus Cartoon Cat, ați mai rămați. Ai devenit mai puternic de la ultima întâlnire, boys, acum e lupta finală, ei doi, hai să vedem. Mă mir. Câți oameni a trebuit să omor ca să ia această putere? Nu contează. Hai să vedem dacă se bat. Deja ai pierdut, nu știu ce să zic. Nu doar gardienii poate să meargă, poate să lucreze în echipă. Fiți atenți că ăștia sunt mai mulți. Uitați-vă, boys, uite, Cartoon Dogs. L-a omorât pe ăla verde, bro. Bă, și acum vin pe el, sărăcuțul, man, l-a omorât pe ăla verde. Bă, nu cred că, bă, nu vreau să piardă, știi ce zic? Sirenhead, fă ceva, frate. O să suferi și o să mori. Bă, nu. Fă ceva, fă ceva. Cheamă-ți, cheamă-ți tovarășii, cheamă-ți toți. Fă ceva cu alea de la ei tu. Fă ceva cu sirenele alea, cu orice or fi. Fă ceva, hai. De fel ca și gardianul tău. Ashmore, vedeți, boys, v-am zis. Ashmore-ul. Ia asta-s că se întâmplă ceva. Uitați-vă, bă, ăla verde.
E complet îngropat, mă. Mamă, sărăcuțu, bro. Bă... Frățioru. O, uite, vine Longhorns, bro. Vine Longhorns la el. Bă... Îmi e frică. Prieten vechi. Oh, boys, you... Cred că nu o să mă salvez de data asta. Jumătate din corpul meu deja acolo, boys. Deci, film trist. Mamă, o să moară ăsta verde, boys. Hai mă, Longhorns, fă ceva, frățiorul. Nu face nimica. Mi-a venit timpul, mamă, boys. Asta era film horror, parcă nu dramă. Stați că se întâmplă ceva, ia. Sper să nu moară asta verde, pe bune, boys. Îmi pare rău de le-a fost așa de treabă să-l ajute pe Sanehe, să toate alea și acum să moară. E nașpa. Și uite-o pe ea. Mamă, cine e asta, boys? Cine e asta? Cred că e Amelia de care zicea el. Nu te îngrijora. Nu e ca alți Reaperi. Asta e o Reaperiță. Haide mă, salvează-l pe al nostru, te rog eu. Salvează-l pe al nostru că nu știu ce mă fac, pe bure. Și nu vrea să vadă cum pleacă. Salvează-l mă pe al nostru. Cât de rău e. Știi deja. A venit momentul ăsta, deja știi răspunsul. Bă, lăsați pe ăsta să moară, nu. Mamă, fiți atenți, și că ei au vorbit înainte ca dacă mor să se omoare unul pe altul. Te știu de atâtea secole. Mamă, boys, nu cred că asta trebuie să moară. Bă, asta e trist. Da, credea că el o să trăiască pe veci. Da, uite că a fost greșită și spera să nu fie. Poți să pleci, frățiorul Longhorns. Frățiorul Longhorns, te-ai și ajută pe cineva. E ok, sărăcuțu, bro, nu vreau să moară, pe bune. Ce-i cu filmul ăsta? Trebuie să ne înțelegem. Și mulțumesc. Oh, îi mulțumește, frățiorul Longhorns l-ai ajutat. Și că de foarte multe ori Longhorns i-a salvat viața. Ai avut dreptate. Era o capcană, deci asta e Amelia aia de care cea lui la început. Ce diferență face? Cine a avut atât și cine nu a avut? Tu mori. Asta mă interesează pe mine, bă, nașpa, bă, nașpa. Nu poate să se întâmple ceva, bro, să nu moară frățiorul. Și nu știu ce se întâmplă după, când o să pleci. Ce vine după e viață. Continuă. Și că nu o să se termine niciodată. Cum? Cum o să continue? Lumea asta e ca o apocalipsă. Mamă, ce că devin din ce în ce mai multe creaturi de-astea, boys. Mamă, ce că sunt foarte puțini gardieni de ăștia și sunt foarte mulți ca ea, știi? Și în mai mulți ani, în câteva zeci de ani, câteva decenii, nu a zis secole, a zis decenii, după cum ați auzit, nu o să mai zic niciun gardian ca și el. Mă, știa că dacă nu mai sunt gardieni, o să vină într-un fel sfârșitul lumii. Ce e, asta e destinul. Ce e destinat să se întâmple, o să se întâmple. Mamă, să nu moară ăsta, boys. Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva și 100% nici ultima. Știu. Am avut timpurile noastre. Mamă, ce înțelept e asta. Încă să fie în timpul altora. Pentru a proteja. Mamă, boys, pe bune, sper să nu moară. Dar nu știu, cred că o să moară acum, gen.
cum a fost întotdeauna. Hai să vedem. Și această lume nu va fi la fel fără tine. Bă. Bă. Frățiorul. Nimic nu ține pentru o veșnicie, da. Ce faci de acum? O întreabă. Vrei să-ți distrugi bunătatea? Cred că asta vrea să se răzbune, să-l omoare acum pe Cartunchet, pentru că i-a omorât tovarășul. Aia e. Asta e o chestie. Asta e foarte nașpa, să car doar tot singură. Îmi pare rău că nu pot să te ajut. Bă, ai făcut deja destule. Și sunt nerecunoscătoare. Până când ne vedem în cealaltă lume. Mamă, boys, moare! No, no! Oamenii mei, a murit ăsta verde, bă. Și eu credeam că o să fie un film horror, nu trist. Doamne, boys, a murit ăsta. Bă, ce rău îmi pare. Și era despre Cartoche și Sarah. Da, uitați-vă ce s-a întâmplat. Și acum asta o să-l omoare, gen Iac, așa a zis. Ok, deja a murit. Bă. Bă, ce nașpa, man. Uitați-vă acolo în stânga. Mă, băiatul ăla parcă a mai apărut în mai multe filme. E ăsta. Ăsta controlează totul, cred. Mamă, bro. Odmește în pace, adversar bătrân. Bro, nu cred că a murit. Bă, ce nașpa, bă, bune. Nașpa rău de tot. Nu mă aștept să se întâmple asta, zice asta. Guardianii și Reaperii merg împreună. Asta vrea să facă ceva informație. Bă, asta e ceva persoană rea și aici s-a terminat. Era personaj rău. Bă, fraților, cam atât a fost cu filmul de astăzi. Bă, nu mă așteptam să fie așa, bro. S-a bătut Siren Head cu Cartoon Cat. Teoretic, cred că Siren Head a pierdut, adică... Da, vă dați seama de ce a pierdut, știi ce zic, însă, nu știu, vom afla în partea a treia, însă foarte nașpa că a murit băiatul ăla, chiar m-a atins așa puțin la inimă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusiancu și ne vor vedea curând cu episoadele noi. V-am papă toți, papă. Și nu uitați să-mi dați un follow pe TikTok. Ieri seară s-a lansat oficial filmul Cartoon Cat. Ați auzit foarte bine, fraților, mă numesc Marusiancu, iar astăzi, băieți, avem un episod super, super special pe care aștept să-l fac, vă spun sincer, de câteva luni, deoarece astăzi, băieți, vom reacționa în premieră la noul film Cartoon Cat. Ați auzit foarte bine, fraților, ieri seară, pe la ora României, să spunem ora 8:30, 9 pe acolo, s-a lansat noul film Cartoon Cat. Ei bine, este un film făcut de băieții care au făcut Siren Head The Movie, adică filmul ăla care era întins pe 3 părți și avea în total undeva la vreo oră și are undeva la aproape 100 de milioane de vizualizări pe YouTube, toate adunate, adică e ceva super, super crazy. Iar acum, fraților, au lansat Cartoon Cat The Movie partea 1. Nu uitați, fraților, să apăsați neapărat butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă vreți să ajungem, Doamne ajută, la 500.000 de abonați și mai vreți să reacționăm la filme de genul și eu zic să-i dăm drumul cu reacții. Ei bine, fraților, vreau să vă zic că în acest film este efectiv povestea originală de unde se trage Cartoon Cat. În cazul în care nu știați, boys, Cartoon Cat a apărut pentru prima dată aici în Ashmore, există cei cu orașul ăsta și în viața reală, undeva într-o mină, într-un oraș, boys, în care oamenii efectiv au uitat într-o criză pentru că nu aveau locuri de muncă și se spunea acolo că în Ashmore ăsta e ceva mină, unde sunt foarte, foarte multe bogății, așa că toată lumea și-a dat demisia de la serviciu, nu mai exista serviciu și desigur că oamenii s-au dus acolo în mină să vadă care-i treaba, iar acolo au dat de Cartoon Cat. Hai să vedem care-i treaba, are 8 minute filmul, sunt super, super excited și eu zic să-i dăm drumul cu reacția. Când au fost și mai disperați, uitați-vă, vedeți, fraților, toate afacerile astea, toate, efectiv, toate s-au închis, adică, bă, era nașpa. Uite, un tip anonymous. I want to work. Jobs today or blood tomorrow. Vedeți, vreau să lucrez. Vrem, cum îi zice, vrem muncă astăzi sau sânge mâine. Ok, hai să vedem. Deci cineva le-a zis că este o mină. Uitați aici, mina de la Ashmore, unde sunt foarte multe bogății. Mamă, fraților, cred că aici e. Uite, mă, ăștia-s minerii, boys. Dacă n-au deschis aici mina, hai să vedem ce au găsit. N-au găsit nicio... Mamă, uitați-vă chestia asta, au găsit-o. Mamă, ce-i ăsta? Bă, cine-i ăsta?
Mamă, poți să merg în mine și să găsiți chestia asta pe mă pe mine de frică, frate. Adică nu-i Cartoon Cat, dar nu te gândești și tu, frate, că e ceva nașpa la mijloc. În orașul ăsta era numai suferință, fraților. Mamă, dar vreau să văd ce se întâmplă. Mamă, de aici este Cartoon Cat. Cartoon Cat Chapter 1. Let's go, let's go, fraților, let's go. Mamă, sunt chiar foarte, foarte curios. Bă. Bă, ăsta e un miner mort. Toți sunt morți. Mamă, au găsit cartea asta. Uiteți-vă, e o mână de om cu cartea asta. Have some tales. Everyone is scared of Cartoon Cat. Bă, ce se întâmplă? Mamă, ce... Bă, cât de mișto. Bă, nu vine să cred cât de tare. Mamă, minerul ăsta. Pleacă, frățiorul meu, de aici cât mai poți. Aici se creează Cartoon Cat. Bro, pleacă cât mai poți. S-a format. Ce e? Bă, s-a format, bă, pleacă, frățiorul meu. Fugi, fugi, fugi. Crede că e mâncare, bă, fă ceva, man. Asta e personajul principal, cum era fetița aia în Silent Head. Bă. Ma. Fă ceva, frate. Te-a văzut, fă ceva. Mă, dar ce ciudat arată, boys. Deci, bă, mi se pare mult mai creepy varianta asta de Cartoon Cat. Vedeți, așa... Habar n-am cum să explic, bă, dar nu-i desenată, bă, dar e mult mai horror decât varianta la care m-am gândit eu și pe care o știm toți. Bă. O să te găsesc. Nu îl găsi, soara mea, lasă-l acolo. Mamă, 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 frate, fă ceva, minere, fă ceva, frate meu. Fă ceva, frate meu, că nu te văd bine, pe bune zic. Fă ceva, că nu te văd bine. Mamă, cred că l-a simțit. Fă ceva, că nu te văd bine. Mamă. Bro. Găsesc, miros. Fugi, frate, bă, mamă, mamă, vine. Fă-mă ceva, fugi de aici. S-a ascuns. Mamă, uite unde e, uai. O să te găsesc în curând. Mamă, nu te uita, sub, nu te uita, te rog. Nu, nu te uita, nu. Mirosul tău, mamă, mamă, frățel, nu mai respira așa. Mirosul tău, mamă, nu, nu, nu. O să-l găsească, frate, o să-l găsească, nu. Nu-l găsi, nu-l găsi. Nu, no, nu, no, nu no. Mamă, ai fix sub tine, mamă, ba, la lat, la lat, la lat. Ba, mama, a venit ăsta, a venit unul nou, nu! Bă, a venit ăsta! Bă, a venit ăsta, man! Ăsta-i caută, că ați văzut că toată echipa 2 a zis la început, nu mai dădea niciun semn de viață, ăsta a venit să-i caute. Mamă, pleacă, frățior meu, de aici, pleacă, că nu știi ce te-ai băgat. Mamă, pleacă, frate meu, că nu știi ce te-ai băgat. Pleacă, frate meu. Mamă, și scapă ăsta. Ăsta e Ross, cred. Fugi, frățioru, fugi. Mamă, s-a sacrificat ăsta pentru Ross. Fugi, mă, fugi. Pleacă, bă, cum s-a sacrificat? Du-te odată, știi ce zic? Dacă tot s-a sacrificat pentru tine. Dă-i. Mamă, se aleargă, mamă, te aleargă, frățiorul meu. Nu-i bine ce se întâmplă. Nu-l prinde, nu-l prinde, nu-l prinde, nu-l prinde. Hai, mă, hai, mă. Nu-l prinde, nu te prinde. Fugi, fugi, farțiorul, fugi. Fugi,
Fugi, mă, nu te prinde. Mamă, unde e? Mamă, cred că o să se rupă podul ăsta aici. Cred că o să... Da, era sigur, sau deja era rupt. Mamă, e podul rupt. Ce faci? Ce faci, frate meu? Ce faci aici, frate meu? Ce o să fac aici, frate? Ok, podul rupt. Bă, asta crede că asta e mâncare. Nu-i mâncare. Frățiorul, pleacă, nu-i mâncare. Mamă, frate, bă, fugi, man, fugi. Mamă, vine ăștia înapoi. Bă, da. Uite, ăștia vin să-l ajute, bă, dar o să moare pe toți. Bă, o să moare pe toți, frate. Veniți, bă, dar ce o să faceți voi cu târnăcoapele? Bă. Bă. Mamă, ce o să facă ăștia, frate? Ce o să facă? Mamă, o să moare pe toți, cred. Ia vine asta. Crezi că poți fi la mina noastră? Și să ne vânezi? Să ne omori prietenii? Și să scap cu toate astea? Opa, asta e mișto, hai, omoare. Nu contează ce e. You never dare to mess with Ashmore, my man. Niciodată nu te pui cu minerii din Ashmore. Otherwise, you're going to regret it. Sau o să o regreți. Hai să vezi, o să o echipă. Cred că voi, mamă, ce e asta? Se face și mai mare, fraților! Eu eram sigur că nu-i bine. Și ca să mă lăsați să fiu liber. Și aici s-a terminat, fraților. Ba, aici s-a terminat prima parte, man. Mamă, cât de mișto a fost. Deci vreau să scrieți la comentarii ce părere aveți. Sunt chiar foarte, foarte nedăbdător să văd și partea a doua, însă asta va fi peste câteva luni, fraților. Chiar a fost un film. Vă dați seama, băieții, ăștia totdeauna au făcut cele mai bune animații posibile. Adică n-am văzut în viața mea animație mai bună ca asta. 3D, mișto, știi ce zic? Adică foarte, foarte tare. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să scrieți la comentarii ce părere aveți despre acest film. Și noi ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am papă toți, vă urez o zi minunată. Ciao, ciao! Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iancu și bine ați revenit la un nou episod foarte horror la mine pe canal, guys. E bine, este trecut de 3 dimineața, mai exact este ora 3:06, puteți vedea chiar acum pe telefon. Totodată mai am foarte, foarte puțină baterie, puteți observa. Acolo acea notificare nu este absolut nimic special, este doar o actualizare de software care va fi instalat automat. În seara aceasta, guys, ora 3 dimineață, când am atâta de puțină baterie, o să luăm legătura cu Cartoon Cat prin niște apeluri telefonice. Guys, dați auzi foarte, foarte bine, sunt foarte, foarte emoționat. Deoarece o să se zică multe chestii în episodul ăsta și o să fie ceva super, super horror. Chiar sunt curios ce o să-mi spună Cartoon Cat, bro, deoarece avem mai multe apeluri cu ea. Nu uitați să apăsați butonul de like, să facem cât mai multe like-uri la clipul ăsta, guys. Dacă mai vreți episoade de genul și totodată, în timpul în care o să vorbesc cu ea, o să cu ea sau cu el, abar n-am pisica de sunt cu ea, în momentul în care o să vorbesc cu Cartoon Cat, o să încerc să vă traduc ceea ce îmi spune, însă 100% nu o să reușesc, așa că după ce o să terminăm apelul, o să facem un fel de recapitulare a ceea ce a spus, bro, deoarece o să fie ceva foarte, foarte horror. Nu uitați să apăsați un de like, guys, și haide, what? Deci deja mă sună, bro, deja îmi dă incoming call, deci deja mă sună. Ok, stau să-mi pun căștile aici, bro, și să-i dau un acest și să vedem ce spune. Oh, shit, man. Știu. Știu cum începe și cum se termină. Este doar o reluare. Este doar o reluare a celui la filmului meu preferat. Este o joacă între pisica și șoarecele și tu ești șoarecele. Și tu o să, deci eu sunt șoarece și o să fug. Îmi spune că o să fug și o să țip. Că e întotdeauna țipă, bro, ce-i asta? Întotdeauna sunt părți în care ești tăiat și tranșat. Oh my god, bro, întotdeauna se sparg oase.
Acum încerc să te ascunzi, dar întotdeauna o să te găsesc. Și râde, bro, de ce râde? I'm gonna get you good. Întotdeauna o să te prind. Aseară am jucat acest joc cu o micuță fată. A crezut că sunt foarte, foarte drăguță. A încercat să mă ia în brațe, dar atunci am tras-o de păr, de cap. Și am luat-o la bătaie și a început să țipe. Deci a încercat să fugă într-un loc abandonat și am prins-o. Și eu râdeam. Și eu râdeam deoarece știam că frica îl acaparează pe copil, pe copilă. So, am ajuns la ea în corner și am spus, n-ai de ce să te temi. Știu că te-am rănit, dar n-am vrut să o fac. Am venit mai aproape de ea și am spus, am vrut să te omor, bro, what? Și e asta, mă? A țipat din nou. Am luat-o de picioare. Am aruncat-o deasupra capului meu, bro, și din nou, și din nou, și din nou, îi făcea așa, bro, gen, aici în picioare și dădea așa cu capul de pământ, bro. Și a început să sângereze și să plângă și eventual, la final, a murit. O să mă întreb ce o să faci tu. Deoarece o să te găsesc. Și aici nu știu ce zice. Nu înțeleg, adică și-a făcut. Nu înțeleg ce zice aici. Nu înțeleg ce spune aici, guys. Sunt ceea ce nu credeai tu că e real. Și o să încep să fugi. Doar atât. Gata? Un apel de 3020. Ok, haideți să închidem asta, guys. Ok, băieți. Oh my god. Deci nu știu dacă o să vă zic ceea ce a spus, gen. A spus că toată viața ei este un filmul ei preferat care din nou se repetă. Ea e pisica și noi suntem șoricei într-un fel. Întotdeauna ea trebuie să ne găsească și o să ne găsească, bro, și să ne omoare. A dat și un exemplu, bro, ceea ce s-a întâmplat, un fapt real. Cum că ea a găsit o fetiță. Fetița a văzut-o foarte, foarte drăguță, deoarece este o pisică neagră și a vrut să se joace cu ea. Momentul ăla a apucat-o de cap și fetița a început să țipe și a început să fugă. Fetița a ajuns la un loc abandonat și în momentul în care a ajuns acolo la un loc abandonat a crezut că a scăpat, însă asta după a venit, a găsit-o acolo pe fetiță că plânge și a spus așa, guys, fiți-ați și a spus, deci mi se pare super, super horror. I-a spus și că, de ce plângi? Știu că te-am râit, dar nu voiam să fac asta. Voiam de fapt să te omor, bro. Și după a apucat-o, după cum v-am mai zis, a apucat-o de picioare, a dus-o până aici așa și a început să dea așa cu ea de pământ, bro, până a murit. Holy shit, guys. Oh my god. Bro, asta e super, super creepy. Deci ăsta a fost un apel cu Cartoon Kid. Mi se pare gen super deplasat, bro. Adică e super, super horror. Și da, gen, cam asta e cu Cartoon Kid. Însă ne mai sună încă o dată, bro. Ne mai sună încă o dată. Man, haide să mai răspundă, să vedem ce spune și de data asta. Salut. I'm a cat. Sunt o pisică. You might remember me from my very old TV show. Poate îți aduci aminte de mine de la cel mai de la show nou TV. Alive and away from that hellhole. I could see you are afraid. Poți să văd că ți-e frică. And morph my body. Poți să văd că ți-e frică de cum arăți și cum mă mișc. That's just my normal ability. Deci te rog să nu te sperii, deoarece e doar abilitatea mea normală. If you lose, hai să jucăm un joc. Dacă pierzi,
Deci o să jucăm un joc. Dacă pierd, o să-mi ia sufletul. Și dacă câștig, nu mi se întâmplă nimic. O să păstrez sufletul. Jocul este pisica și șoarecele. Și o să... Oh my God, guys. Before I rip out your flesh. Ar trebui să încep să fug. And then make you go through living hell. Până nu fug de pe tine. Bro, ce se întâmplă? Deci, bro, ce se întâmplă? Deci, băieți, mi-a zis că cică, hai să ne jucăm un joc, jocul despre care vorbea și în primul apel, respectiv despre șoarecele și pisica. Le-ai pisica, eu sunt șoarece și ar trebui să fug pentru că o să mă prindă, bro, și când o să mă prindă, o să fie foarte, foarte nașpa de mine, guys. Acum că am ajuns până aici, vreau să o sunăm cu video. Apăsați chiar acum butonul de like și haideți să vedem ce se întâmplă în momentul în care o sunăm cu video. Ok, guys, aparent avem un apel, hai să vedem. Oh my God, ce e asta, bro? Bro, ce e asta, man? Ce e asta? Oh my God! Bro, cât de scurt a fost, man, dar totuși a fost super, super ciudat! Ok, man, bro, deci asta a fost chiar foarte, foarte ciudat. Adică n-am reușit, n-am fost capabil gen să văd ce e acolo, însă am văzut că e gen, ea Cartoon Cat, doar că era foarte, foarte blurat, am reușit numai să-i văd fața și puțin dinții așa, super, super sângeros și foarte, foarte ciudat. Însă, mai suntem apelați de ea încă o dată. Hai să acceptăm tot cu video. Hai să vedem, bro. Nu merge să accept. De ce nu merge să accept? Uite, dau accept și mi se închide, efectiv. Ok, băieți. Păi bănesc că aici o să închidem episodul la văd de vedere că nu mai pot să-i accept apelul. A fost ceva foarte, foarte ciudat. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați un like. A fost ceva foarte, foarte horror să vorbim cu Cartoon Cat la ora asta. Însă a fost o experiență destul de nașpa. Eu am fost Marusiancu, dacă v-a plăcut, să apăsați un de like, ne vedem curând cu episoade de noi, v-am salutat pe toți, pa, pa! Și aveți grijă de voi, guys, și nu încercați să sunați anumite creaturi la ora 3 dimineața, mai exact 3 și 16, pa, pa! Salut! Dacă vrei să fii și tu abonatul episodului, trebuie să faci următoarele lucruri. Apasă pe butonul de like la acest videoclip, abonează-te la acest canal, activează clopoțelul bif să ți se trimită toate notificările și scrie mai jos la comentarii numele tău, literă cu literă, respectiv o singură literă pe comentariu. Baftă! Salutare, frași și surori, mă numesc Marusiancu și bine ați revenit la un episod, guys. În clipul de astăzi o vom suna pe Cartoon Cat fără niciun fel de caterinca, guys. Să deci pe videoclipul, v-aș ruga să apăsați butonul de like, să facem cât mai multe like-uri. Aveți chiar acum pe ecran și abonatele episodului și hai să vă zic despre ce este vorba. Am două apeluri pe care vreau să le porc cu Cartoon Cat. O să vorbim, în simplu, o să vorbim like voice to voice, pur și simplu. Adică o să auzim, sunt niște apeluri foarte, foarte lungi care exprimă ceva, fiecare apel. Și o să vin cu Cartoon Cat, o să ne zică cum torturează oamenii, o să ne zică foarte, foarte multe chestii, cum apare în visele noastre, pentru că cică această Cartoon Cat apare în visele oamenilor. Din păcate, am auzit că a făcut și o victimă, respectiv o fetiță. Și da, o să vorbim cu ea despre acea fetiță. Nu uitați să apăsați un like dacă mai aveți episoade de genul. Sunt niște aplicații de pe Google Play și haideți să trecem la videoclip. Ok, guys, chiar în momentul de față pot să-i răspund la Cartoon Cat. De ce zice, avem două apeluri diferite. Chiar sunt curios ce o să spună. Check this out. Bro, I know how it's all gonna end. It's just a rerun. A rerun of my favorite episode. It's a game of cat. Și că e doar o reluare a celui mai a episodului meu favorit. Eu sunt pisica, tu ești șoarecele. Și o să fugi. Și o să țipi. Deoarece ei întotdeauna țipă.
entrails being yanked from stomachs, bones being shattered to dust. Acum ne explică cum o să ne tortureze, că ne taie oase, nu știu ce căcat. Dacă ce să te ascunzi, dar întotdeauna o să te găsesc, chiar dacă cerci. De ce râde? De ce râde? De ce râde? Just last night, I played the game with a little girl. She thought I was so cute. Deci că acum o noapte am... Deci acum o noapte... Oh my god! A jucat un joc cu o fetiță și a crezut că este o pisică foarte, foarte drăguță și a țipat. My steps reverberating, giggling to myself, knowing that fear was filling the child. Oh my god. And her cries gave away her position. So what? I lunged around the corner. I told her, you have nothing I-am to spus. Worry about. N-ai de ce să te temi. I know I hurt you, but I didn't mean to. Știu că am vrut să, știu că te-am luat, dar n-am vrut să te rănesc. Am vrut să te omor, nu să te rănesc. What? Ce zice asta, bro? Când a auzit asta... What the fuck, bro, man, what the fuck, ce-i asta? Ce că am apucat-o și am luat-o lângă și am dat așa, buf. Și de mai multe ori până a murit. Deci că a dat cu ea, i-a spart fața. Și ea îi curgea sânge și plângea. Și eventual și a murit. I wonder how you're gonna do, because I am the aberration. Deci că chiar sunt curios cum o să faci tu, cum o să reușești să supraviețuiești, deoarece o să vin și după tine. What the fuck, bro? Nu înțeleg. Mai bine încep să fugi. Și ce s-a terminat, man? What the fuck, bro? Deci, cum îi zice? Guys, ca să vă zic despre ce a vorbit aici, stați să închid asta. Deci, ca să vă zic despre ce a vorbit aici, a vorbit despre un fel de vis pe care a avut o fetiță mică și fetița aia cică credea că este o pisică chiar foarte drăgălașă. După asta, a luat fetița, a început să țipe, a rănit-o foarte mult și a zis că ea, de fapt, nu voia să o nască, voia, de fapt, să o moare. Și fetița a început să țipe, deci mama și-a luat-o de gât și tot dădea așa, făcea genul, o lua în sus și dădea cu ea până i-a spart fața și a murit. Oh my god, bro! Hai să trecem și la al doilea apel. Ok, guys, avem aici și al doilea apel care ne sună tot de la Cartoon Cat. Deci, man, mi se pare... Deci, what the fuck, man, este foarte creepy. E extrem de creepy, sincer. Haide. Hai să moară. Hello there. Salut! I'm a cat. Sunt o pisică. Poate mă aduce aminte de ce am fost la TV. Now alive and away from that hellhole. I could see you are afraid. Poți să văd că ți-e frică. And morph my body. Don't worry though. That's just my normal ability. I have a little game. Am un joc. If you lose, dacă pierzi, I'll take your soul. O să-ți fur sufletul. If you win, you get to keep your soul. Dar dacă câștigi, the game is cat and mouse. O să trăiești. Deci jocul este pisica și pisica și șoarecele. Eu sunt șoarecele, e pisica. Zică, ar trebui să încep să fugi. Ar trebui să încep să fugi, că de nu vin după tine.
Ok, guys, ăsta a fost și al doilea apel cu Cartoon Kid, deci mi se pare, wow, deci foarte, foarte creepy. Ambele apeluri vorbeau despre jocul ăsta cu pisica și șoarecele, cum că ei sunt pisica însușoare și trebuie să fugim, cam asta este ideea. Cartoon Kid apare în vis, dacă a apărut în visul vostru, scrieți la comentarii, chiar vreau să văd dacă... Dacă chiar e reală chestia asta că apare în visă sau ceva de genul, nu vă recomand să descargă nicio aplicație de genul pentru că este foarte, foarte creepy. Eu am fost Mărusean cu ne vedem curând cu episoade noi, v-am salutat, pa, pa!